Aici supraviețuiesc. Eu într-o zi am numărat vreo 15 erau. 7 ani am când sunt aici și iată. E numai aici. Și mulți. Nu că așa, 1, 2, 3, sunt mulți tot timp. Помогите нам, пожалуйста, избавиться от собак-кошек. А с домом вырст. Скрисуарик. Scrie scrisoare. E deja nu poate să iasă din casă, duc la magazin. Asta e anul 2018, la începutul anului. Poftim. E ca să toate splângeri. Pe zi sunt în jur de 30, adică 15 scrisori și 30 de sunete. De la locatari cu rugăminte de a lua câini. Nu există viitor pentru căței, dacă ei se vor înmulți necontrolat și la voia întâmplării. Nu va exista niciun fel de adăpost, program, care să poată să absoarbă toată energia aceasta de multiplicare a cățeilor. Închipuiți-vă că doi căței, în vreo 7 ani de zile, dacă stau să se înmulțească proporțional, pot să producă 60.000 de câini, doi căței, de pe stradă. Așa că ce facem? Luăm acasă jumătate din ei? Sau îi sterilizăm pe cei doi? Care este soarta lor după sterilizare? Pentru că pe noi mai mult asta ne interesează. Declarația primăriei. Vor fi întorși în locurile de unde au venit. Nu, în cel mai rău. Este... În regulament se scrie că vor fi eutanizați. Da? Eutanizați. Значит, со всей ответственностью я вам заявляю, тут 3 месяца, сколько я работаю, значит, эвтаназия не производилась. Так, все. Хорошо, эвтаназия не проводилась, нет, а собаки... Нет, нет, а собаки исчезают? Нет, я не знаю, где исчезают. Так, нет, я вам говорю, мы не убиваем собак. А что вы делаете с ними? Так представьте. Не делаем, значит, вот они что тут все. Что вы с ними делаете? Все, тут все. И что? Где будете их кормить будет, 10 лет? Вы хотите будет, сказать, будет, что за полгода значит, только вот эта сотня собак? Да. Аппаратуры, когда мы трагаем партия лор, орошение трагаем партия лор. Все диспарцит в 2 партии egale. Unii vor să fie câini în oraș, unii nu vor să fie câini în oraș. În lege spune negru pe alb. Câinile prins în oraș se întrețin 10 zile. Dacă în timp de 10 zile nu s-a adresat nicio persoană ca să fie înapoiat cuiva, câinile urmează a fi eutanasiat. Nu să zicem așa, 10%, dintr-o 100 poate fi 10%, 15% care sunt eutanasiați. Ты моя девочка, у нее там будка есть, ее там любят, ждут. Да, моя девочка, хорошая. Вот это вот плачет постоянно, хочет на волю. Это девочка. Сколько это черной дать? Какой? Вот это с щенками дать? У нее еще один, у нее давайте черный. Все. Все, вот это конечно, дать, да? Конечно, да. Кефирчик залейте туда.